Vă spun pacea Domnului tuturor și mă bucur și în această ocazie să putem deschide cuvântul Domnului împreună și să putem să obținem din partea Lui mesajul pe care El dorește să ni-l ofere și prin care dorește să ne dea speranță și pentru ziua aceasta. Este deja cel de-al cincilea sabat în care putem să ajungem la dumneavoastră doar prin intermediul bisericii virtuale. Biserica fizică este încă închisă Însă, însă mulțumim lui Dumnezeu pentru uh, timpul acesta pe care îl avem, posibilitatea de a încă studia Cuvântul Domnului și a ne transmite cuvinte de încurajare unii altora. Cu această ocazie, aș dori să continuăm incursiunea noastră în Cuvântul lui Dumnezeu și să ne oprim un pic atenția asupra învățăturilor Bibliei cu privire la timpurile de izolare. Am încercat, în perioada aceasta care s-a scurs, să găsesc un exemplu în Sfânta Scriptură a unui om ce a petrecut mai mult timp în izolare sau în carantină. Și printre exemplele pe care le-am găsit, unul singur mi-a atras atenția în mod special, și acesta a fost Noe. Conform Sfintei Scripturii, noi a petrecut în izolare în corabia lui de doar câțiva metri pătrați, o perioadă de 8 luni de zile. Cu alte cuvinte, noi a fost în izolare aproape un an de zile. Noi deja suntem de 5 săptămâni în izolare, însă dacă noi mai putem să ieșim din locuințele noastre din când în când, să mai mergem să facem niște cumpărături sau să ieșim până în parc, în toată această perioadă de 8 luni de zile, Noe nu a putut să părăsească corabia lui. E bine, de la experiența lui Noe, aș dori să extragem împreună câteva învățături care cred că sunt esențiale și ne pot ajuta în timpul acesta de criză pe care și noi îl trecem. De aceea, vă invit în continuare să deschidem Sfânta Scriptură și să citim împreună câteva versete din Geneza, capitolul 6, începând cu versetul 12. Cuvântul lui Dumnezeu spune astfel. Dumnezeu s-a uitat spre pământ, și iată că pământul era stricat, căci orice făptură își stricase calea pe pământ. Atunci, Dumnezeu a zis lui Noe: sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea, fiindcă au umplut pământul de sălnicie. Iată, am să-i nimicesc împreună cu pământul. Dar tu faci o corabie din lemn de gofer. Corabia aceasta să o împarți în cămăruțe și să o tencuiești cu zmoală pe dinăuntru și pe din afară. Să faci corabiei o fereastră sus lată de un cot. Și iată că eu am să fac să vină un potop de ape pe pământ ca să nimicească orice făptură de subșer care nu are suflare de viață. Tot ce este pe pământ va pieri dar cu tine fac un legământ, să intri în corabie tu și fii tăi, nevasta ta și nevestele fiilor tăi împreună cu tine. Din tot ce trăiește, din orice făptură, să iei în corabie câte două din fiecare soi, ca să le ții vii cu tine, să fie o parte bărbătească și o parte femeiască. Și versetul 21 spune, și tu, Iați din toate bucatele care se mănâncă și făți merinde din ele ca să slujească de hrană ție și lor. O experiență, așa cum vă spuneam, frații mei, asemănătoare cu experiența pe care o trăim și noi. Asemeni lui Noe, și noi suntem forțați să trăim în izolare. Însă, ce a dat oare speranță lui Noe și ce l-a ajutat să treacă cu bine peste criza din viața lui? Sunt trei lucruri esențiale pe care aș vrea să le împărtășesc și cu dumneavoastră. Sunt trei idei care cred eu că l-a ajutat pe Noe și pot să ne ajute și pe noi astăzi. Un prim aspect ce mi-a atras atenția la experiența lui Noe este porunca pe care Dumnezeu i-a dat-o și anume aceea de a construi o fereastră pe acoperișul corabiei. Dacă aș fi fost în locul lui Noe, mi-ar fi plăcut să construiesc ferestre de jur împrejurul corabiei. Să am suficientă lumină ca, măcar că sunt în izolare, totuși să mă bucur de lumină. Însă este interesant că Dumnezeu îi spune lui Noe să construiască o singură fereastră și aceea să nu fie așezată oriunde, ci să fie așezată pe acoperiș. De ce? Pentru că dacă noi ar fi avut ferestre în toate direcțiile corabiei, de jur-împrejurul corabiei, noi ar fi văzut valurile care se ridicau secundă după secundă și care loveau corabia. Și în felul acesta, starea lui de spirit ar fi putut să-l afecteze, ar fi putut să cadă în descurajare. Să cadă în depresie și să-și piardă credința în Dumnezeu. Însă, faptul că Dumnezeu îi spune lui Noe să construiască o fereastră pe acoperișul Corabiei, lucrul acesta îmi spune mie faptul că Dumnezeu dorea să-l facă pe Noe să privească zi de zi nu la valurile din jurul lui, ci la Dumnezeu. În săptămânile acestea care s-au scurs, am stat de vorbă cu mai mulți dintre dumneavoastră și. Un gând care îl întâlneam în toate conversațiile avea în vedere veștile acestea negative care ne inundă în fiecare zi. Mai mulți dintre dumneavoastră mi-a spus că este suficient să deschizi televizorul ca să afli câte persoane s-au mai infectat de acest COVID-19, câte persoane au mai murit zilnic din cauza acestui virus. Este suficient să luăm telefonul mobil și să citim știrile și imediat ne îngrijorăm pentru că toate știrile vorbesc despre o criză economică care va urma. Și inevitabil oamenii se gândesc oare voi mai avea un loc de muncă mâine? Oare voi mai avea suficienți bani ca să-mi plătesc chiria sau să-mi permit acela stil de viață pe care l-am avut până astăzi? Lucrurile acestea ne inundă în fiecare zi și inevitabil ne fac să ne îngrijorăm însă experiența lui Noe este o experiență care ne aduce speranță și anume Noe a învățat în mijlocul furtunii să nu mai privească la valuri ci să privească la Dumnezeu ce frumos ar fi ca în timpurile acestea de criză să nu ne mai petrecem timpul Ascultând știrile acestea negative și lăsându-le să ne inunde sufletul. Ce frumos ar fi să petrecem mai mult timp citind Cuvântul lui Dumnezeu. De ce speranța ar fi atunci inundat sufletul nostru dacă ne-am îndrepta gândurile zi de zi către Dumnezeu. Dacă vrem să trecem cu bine peste criza aceasta în care întreaga umanitate se găsește, Singurul mijloc de a obține speranță, singurul mijloc de a găsi liniște și pace pentru sufletul nostru, indiferent de problemele care ne înconjoară, este să ne creiem propria noastră, spera, propria noastră fereastră către ceruri. În fiecare zi să privim nu spre ceilalți, nu spre probleme, nu spre valuri, ci spre cer, adică spre Dumnezeu. Prima lecție care l-a ajutat pe noi și care poate să ne ajute și pe noi astăzi este faptul că trebuie să avem o fereastră spre ceruri. Să lăsăm la o parte uh, veștile acestea rele care tind să ne descurajeze și să ne îndreptăm gândurile spre Dumnezeu. Cel de-al doilea aspect care mi-a atras atenția la uh, experiența lui Noe, timpul pe care el l-a petrecut în izolare are în vedere familia lui. Timp de 8 luni de zile, în doar câțiva metri pătrați, Noe a fost nevoit să trăiască zi de zi, oră de oră, secundă de secundă, nu singur, ci împreună cu soția lui, împreună cu copiii lui și împreună cu nurorile lui. Îmi aduc aminte de o povestioară din folclorul românesc despre soacra cu trei nurori. Știți și dumneavoastră câte probleme aveau și din cauza că nu puteau să trăiască împreună, viața lor era un chin. Ei bine, în corabia lui Noe, de pe paginile Sfintei Scripturi, aflăm că se afla o soacră cu trei nurori. Și despre timpul acesta de aproape un an de zile pe care l-au petrecut împreună în doar câțiva metri pătrați, Biblia nu ne spune despre nicio experiență negativă. De ce? Pentru că noi a știut împreună cu familia lui să gestioneze situația într-un mod pozitiv. Familia lui Noe a ieșit mult mai puternică la sfârșitul carantinei decât așa cum erau când au intrat în ea. Noe a știut să privească la partea pozitivă a situației în care se găsea. Și în momentele acelea, timp de 8 luni de zile, s-a apropiat mai mult de familia lui. A avut timp mai mult să-și asculte copiii, să-și asculte soția și să, se, să dezvolte și să întărească relația dintre ei. Depinde de noi, frații mei, ce direcție dăm acestei carantine. Trăind în doar câțiva metri pătrați, împreună cu familia noastră, împreună cu copiii noștri. Riscăm, dacă nu suntem atenți, să transformăm aceste săptămâni în fiere. Dar ce frumos ar fi să transformăm această perioadă de carantină într-o perioadă de miere. Noi e știut cum să facă lucrul acesta. În săptămânile acestea am. Citit un raport care vorbea despre faptul că de când a început carantina în Statele Unite ale Americii, cazurile de violență domestică au crescut cu peste 25%. Și uh, site-urile care oferă consiliere și suport celor care sunt abuzați au început să fie vizitate cu 150% mai mult decât erau vizitate. Înainte de carantină. De ce? Pentru că oamenii, stând unul lângă altul, nu mai pot să trăiască împreună. Ce frumos ar fi, ca, profitând de timpul acesta de carantină, nu să transformăm uh, 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 zilele acestea într-un iad, ci să le transformăm într-o lună de miere. Depinde de noi cum ne raportăm la aceste zile și depinde de noi ca atunci când această carantină se va sfârși să ieșim mai puternici, să ieșim cu familii mai consolidate din această criză. Cum vom duce dorul oare peste luni de zile sau peste ani la aceste săptămâni în care zi de zi nu ne-a interesat nimic altceva, ci am fost oră după oră cu cei dragi alături de noi. Haideți să privim ca o binecuvântare lucrul acesta și să facem să fie o binecuvântare pentru fiecare dintre noi. Aceasta este cea de-a doua lecție pe care o desprindem din experiența lui Noe, și anume că timpul de izolare poate fi folosit pentru consolidarea familiei. Familia lui Noe a ieșit mai puternică din izolare decât a intrat haideți să urmăm același exemplu și să facem la fel. Iar cea de-a treia lecție pe care aș dori să o împărtășesc cu dumneavoastră și care cred că poate să ne ajute, are în vedere situația în care se afla Noe în carantină. Aflăm de pe paginile Sfintei Scripturi că Noe în corabie nu a fost singur. A fost împreună cu familia lui și mai mult decât atât, Noe avea în corabie tot felul de alte viețuitoare de care trebuia să aibă grijă. Perioada de carantină Noe nu a petrecut o întrândăvie, ci a folosit-o cu scop, a folosit-o în beneficiul celorlalți. A avut grijă de animalele care se aflau în carantină împreună cu el. E bine, ideea aceasta este foarte importantă, pentru că iată că de când am intrat în izolare, foarte mulți oameni spun că se plictisesc. Nu mai știu ce să mai facă. Am citit câteva știri care vorbesc despre Netflix. Oamenii de dimineață și până seara vizionează filme atât de multe încât Netflix a anunțat faptul că a trebuit să micșoreze calitatea video a filmelor pe care le oferă pentru ca să salveze rețeaua de internet, că altfel internetul ar fi căzut de la uh, uh, atâția oameni care îl utilizează în acest timp. Cât de mulți oameni pierd vremea degeaba în timpul acestei perioade de carantină? Tu, cum îți folosești timpul? Haideți să fructificăm timpul acesta de răgați pe care îl avem ca să creștem mai mult, ca să învățăm mai multe decât știam până am intrat în carantină. Avem timp suficient să citim o carte de calitate, avem timp suficient să petrecem cu familia, să petrecem cu Dumnezeu, avem timp suficient pentru a dedica lucrurilor acelora și activităților acelora care pot să ne clădească și nu să ne dărâme. Am stat de vorbă zilele trecute cu o persoană care îmi vorbea și îmi spunea despre faptul că lucrează la un supermarket. Și observația pe care o făcea m-a pus pe gânduri. Și anume, faptul că de când a început această carantină, consumul de băuturi alcoolice a crescut exponențial. De ce? Pentru că oamenii, atunci când au timp și nu știu ce să facă cu el, ba mai mult de atât sunt inundați de vești negative, faptul că pot să-și piardă serviciul sau uh, faptul că pot să se îmbolnăvească, riscă să-și piardă timpul cu nimicuri. Și iată cum atât de mulți oameni în acest timp vizionează filme, consumă alcool și se ocupă cu tot felul de alte lucruri care în loc să-i clădească, îi dărâmă sufletește. Cum îți petreci carantina. Haideți să facem din timpul acesta o perioadă în care să creștem, o perioadă în care să ieșim câștigați. Așadar, sunt trei lecții esențiale din experiența de carantină și izolare a lui Noe. În cele opt luni de zile pe care Noe le-a petrecut în corabie, au fost trei lucruri esențiale care l-au ajutat. Unu, corabia lui Noe avea o fereastră care îl ajuta pe Noe să privească zi de zi, nu către ceilalți, nu către valuri, ci către Dumnezeu. Haideți fiecare dintre noi să ne construim în fiecare zi o fereastră spre ceruri, spre Dumnezeu. Pentru că numai în felul acesta vom fi păziți de veștile rele care pot să ne dărâme sufletul și să ne ia speranță cel de-al doilea lucru, cea de-a doua lecție care poate să ne învețe și pe noi și care poate să ne aducă speranță, este faptul că timp de aproape un an de zile, în corabia lui Noe, soacra cu trei nurori a putut să trăiască la oaltă. Haideți în timpul acesta de carantină în care trăim împreună cu familiile noastre în doar câțiva metri pătrați, să căutăm, să ne consolidăm relațiile dintre noi. Și atunci când vom ieși din carantină, familiile noastre și relațiile noastre să iasă mai câștigate și mai puternice decât au fost înainte ca această criză să înceapă. Și cel de-al treilea lucru, cea de-a treia lecție pe care o învățăm din experiența lui noi, este aceea de a ne ocupa timpul cu activități importante. Atât de mulți oameni cad în depresie în perioada aceasta pentru că se gândesc de dimineață și până seara numai la lucrurile negative. Haideți să petrecem timpul acesta consolidându-ne viața și gândindu-ne și la ceilalți. Un scurt exemplu aș dori să vă ofer aici de când, am început, de când a început criza aceasta de COVID-19. Am primit la un moment dat în căsuța poștală un bilețel din partea unui vecin prin care îmi transmitea textul din Ioan 3 16. Și pe lângă textul biblic care vorbește despre Domnul Iisus Hristos, care și-a dat viața pentru fiecare dintre noi, vecinul mi-a spus și câteva gânduri, și anume mi-a lăsat numărul lui de telefon și mi-a spus dacă cumva ai nevoie ca cineva să te ajute cu cumpărăturile, sunt dispus să te ajut. Iată cum în criza aceasta de coronavirus putem să ne gândim nu doar la noi, ci și la ceilalți. Vă doresc din tot sufletul ca să treceți cu bine peste această situație de carantină și la sfârșit, atunci când se va încheia, să fim mai câștigați. Să avem o relație cu Dumnezeu mai puternică, să avem o relație cu ceilalți mai puternică și să facem ca această carantină să fi fost uh, utilizată și folosită, timpul pe care l-am petrecut în carantină, să fi fost folosit cu înțelepciune pentru a dezvolta noi calități și aptitudini în viața noastră. Domnul să vă binecuvinteze pe fiecare dintre dumneavoastră, să vă țină sănătoși și să ne întâlnim cu bine. La revedere!